în ultimul timp am citit cărțile lui Teofil Pârâianu, un teolog, nu și un monah de la Mănăstirea Sâmbăta, pe care le asum în aceste perioade, în an când reflecția spirituală, nu, când lecturile de tip religios poate să-ți igienizeze sau poate să-ți aerisească lecturile tari, formative, grele, atente, profunde, pe care le faci ca profesie, care presupune o lectură cu creionul în mână, nu? Dar, în general, cam toate cărțile, chiar și cele de plăcere, le citesc cu creionul în mână, pentru că trebuie să reții anumite pasaje, să ți le notezi, să ai un jurnal de lectură, care nu trebuie neapărat publicat ca infatuare intelectuală sau ca îmbățoșare intelectuală. Trebuie să ai aceste lecturi alternative, lecturi paralele, și e bine să ai mai multe cărți să le citești în concomitent și din mai multe cărți. Sigur, nu poți să citești trei cărți deodată, să le ții în mână, dar e bine să citești, să-ți igienizezi lecturile sau să ți le pigmentezi și cu alte cărți. Aș vrea să vă mulțumesc pentru aceste repere de organizare a lecturii și să vă întreb acum, pe plan personal, care este cartea pe care n-ați putut să o uitați niciodată? E dificil de răspuns la astfel de întrebare, să nu uiți o carte, adică să nu uiți o carte care îți rămâne. Înseamnă că rămâi ostatic cu acestei cărți, ceea ce pentru, să zicem, pentru o formație intelectuală este destul de nu de periculos, și nu este de dorit. Rămâi prizonierul unei singure cărți care îți place sau care te... Nu poți să spui acest lucru. Cărțile se asimilează, intră într-un circuit de asumare organică a lecturilor, care clădesc, să zic așa, o profesiune și clădesc până la urmă o formație profesională, în condițiile în care cărțile le revin, le asumi, nu le uiți, dar nici nu ți rămân obsesiv, adică să nu, așa cum am spus, să nu devii ostate cu unei singure cărți. Sunt mai multe cărți, firește, care îți rămân în minte și la care apelez, dar n-aș putea să spun care este cartea fatală, deci ești fatalmente dominat de această carte. Ele, orice carte care, pe care o citești, e bine să o și uiți, pentru că această încărcare de supra-memorie, nu, sau de până la urmă îți anulează capacitatea de a asimila și alte cărți. Adică în hard disk trebuie să lași loc și pentru alte cărți, zic eu așa. Nu pot să spun care sunt. Cărțile frumoase sunt cărțile, cum să spun, spunea Faulkner, cărțile adevărate, unde, dar în care probabil adevărul și dreptatea nu se suprapun, nu? Cărțile bune, până la urmă. Sper ca la această întrebare care urmează să îmi dați un răspuns concret față de precedenta la care ați ocolit un pic răspunsul. Ce citiți acum? În prezent citesc o carte legată de un curs pe care îl fac de teorie istoriei, o carte scrisă de un istoric francez din noua școală sau noua generație, mai bine zis, de istorici francezi, Bernard de Le Petit, o carte despre teorie istoriei asupra cunoașterii istoriei, intitulată Carnet de croquiuri despre cunoașterea istorică. În limba franceză este o carte care abordează câteva teme sau câteva probleme, câteva noțiuni care formează istoria conceptuală, și anume spațiul în istorie, în istorie și în scrisul istoric, sau timpul prezent în scrisul istoric. Este o temă fascinantă, în condițiile în care e o problemă fascinantă acest prezent în trecut, prezentul trecut. Pentru că, în general, scrisul istoric a deformat percepția prezentului din trecut. Nu e un calambur, ce vreau să vă zic, ci se referă la faptul că noi avem impresia că, de pildă, Ștefan cel Mare a trăit doar pentru noi. El n-a avut un prezent al lui. A trăit pentru libertatea Moldovei, pentru ca să lasă urmașilor, știm foarte bine cum s-a constituit această postumitate a lui Ștefan cel Mare, sau a personajelor, a personalităților istorice. Ele n-au avut un prezent al lor. Există reflecții și meditații asupra acestui prezent trecut. Ce a însemnat prezentul anului 1700? Ce a însemnat timpul prezent la 1600? Pentru că, tot așa spunea un istoric francez, Pierre Chenu,
Trecutul nu este altceva decât o succesiune de prezenturi trăite. Deci, revenind, această carte abordează prezentul în istorie cu tot ceea ce înseamnă regimul de istoricitate, un concept sau o noțiune tot așa de actualitate în dezbaterea teoriei istorice contemporane. Citesc această carte pentru că autorul abordează, cel puțin din punctul meu de vedere, două teme importante: spațiul în scrisul istoric și timpul istoric, dar ca timp prezent, prezentul în trecut. Este o meditație interesantă pe care a dezbătut-o nu doar istoriografia franceză, ci și istoriografia germană, istoriografia italiană, dar istoriografia franceză a dat încheierile conceptuale cele mai expresive și cele mai credibile, să zic eu. Este o carte legată de profesia mea, pe care o citesc în prezent. BCU este un loc plăcut, confortabil și foarte bine organizat, dar în afara acestui spațiu, visați și la un alt loc ideal pentru lectură? Nu știu dacă există un loc ideal pentru lectură. O bibliotecă, sigur, este un spațiu destinat exclusiv lecturii. Dar este un spațiu care te constrânge la lectură. Este o lectură constrângătoare. Din bibliotecă stai 2, 3, 4, 5, 6 ore pe scaun pentru că vrei să citești. Nu știu cât de ideal este, cât de confortabil este un spațiu. Aici vii de nevoie și citești pentru că aici găsești cărțile, găsești informația de care ai nevoie. Pe de altă parte, un spațiu ideal nu cred că găsești idealitatea. Lectura ca fapt cotidian te predispune la a alege orice loc unde te simți confortabil, unde ai liniște, acasă, în birou sau chiar în afară, în natură, să citești. Adică nu cred că există o idealitate a lecturii sau a spațiului de lectură. Dacă asum lectura ca spațiu cotidian, atunci îl găsești oriunde. Există, sigur, și reflexii despre cartea ideală, despre spațiu ideal de lectură. Paul Verlaine vorbea la un moment dat, citești în piețe, iei o carte și citești în piețe cu voce tare. Exista un astfel de lucruri. E un spațiu care îți procură liniștea, adică care, un spațiu care trebuie să aibă liniște, un spațiu liniștit, firește. Și cum spunea un filozof medieval, să mănânci la ore exacte, să nu fii flămâns, să treci pe pământ străin. Acolo este spațiul lecturii ideale. Pe un pământ străin. Sigur. Dar nu cred, revenind la lecturile, ieșind din cărți, ieșind din spusul din cărți. Spațiul de lectură este un spațiu cotidian pe care ți-l găsești și pe care ți-l dobândești într-un mod foarte firesc. Nu există, să zicem, o idealitate a spațiului lecturii. Să ai predispoziții pentru lectură, într-adevăr. Ești mai bine pregătit pentru a lectura, ai predispoziții pentru lectură. Asta există. Stări sufletești care te predispun la lecturi eficiente, nu? Dar ca spațiu ideal, eu nu văd un spațiu ideal. Poți oriunde să găsești idealitatea, nu? Până la urmă, o carte pe care dorești să o citești, fie din plăcere, fie din obligații profesionale, îți anulează de multe ori idealitatea. O lectură plăcută, în natură, relaxat, în concediu, să citești la mare, e foarte greu să citești cu soarele în cap, după părerea mea, sau să citești în concediu, dacă citești lecturi de plăcere, într-adevăr, dar nu există o idealitate, cred eu, a spațiului lecturii. Ea se dobândește după predispozițiile sufletești, după liniștea din jur, după, să zicem, până la urmă, o carte frumoasă, o carte plăcută ți impune chiar un spațiu ideal de lectură, uitând ce e în jurul tău, punându-te într-o paranteză, nu legată. Să te extragă din spațiul în exact, care... Exact, să extragă din spațiu, din agresivitatea cotidiană. Spațiului comun. Da, spațiului comun, da. Domnule Radosa, vă mulțumesc foarte mult pentru toate ideile și considerațiile expuse în această discuție asupra lecturii și vă mulțumesc pentru recomandările făcute. Și eu vă mulțumesc.